Iarna și-a arătat colții de vreme. Anul acesta, la începutul lunii octombrie, a nins la munte prima dată. Specialiștii ruși au prevăzut o iarnă siberiană. Ce prognoză au dat meteorologii români, știe Alexandra Bădoi. Alexandra, bună seara! Vom avea sărbători cu ninsoare? Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor! Da, ne vom bucura de zăpadă. Unii mai mulți, alții mai puțin. Eu deja m-am pregătit, mi-am luat și mănușile și cățula și fularul, pentru că meteorologii ne anunță că vor reîncepe ninsorile încă din luna noiembrie, mai întâi la munte și în nordul țării, iar apoi sărbătorile de iarnă ne aduc ninsori din nou în zona Maramureșului, la munte, și e posibil să mai ningă în Moldova, în Transilvania și în Muntenia. Deci nu e exclus ca în decembrie să avem ninsoare în București. Și așa cum e de așteptat, gerul cel năprasnic vine luna ianuarie. Temperaturile s-ar putea să coboare sub minus 20 de grade în depresiuni, iar ninsorile abundente de data aceasta se mută mai ales în regiunile vestice. Oricum, iarna nu mai e departe, dar totuși în acest weekend vă spun că nu e nevoie să ne îmbrăcăm chiar atât de gros. Prognoza pentru acest weekend o aflați un pic mai târziu după Observator la Meteo. Andreea. Alexandra, mulțumesc!